Suntem în această seară aici la biserică pentru a ne pregăti pentru cununa vieții. Iertați-mă, dar nu pot să stau duminică dimineața în pat sănătos fiind știind că e vorba de cununa vieții și alți frați de-ai mei la părtășie. Iertați-mă, dar nu pot să lipsesc în timpul săptămânii de la rugăciune decât dacă sunt bolnav, sunt la lucru, schimb budoi sau sunt la facultate știind că e vorba de cununa vieții voi persevera în familie și nu voi călca jurământul pe care l-am făcut știind că e vorba de cununa vieții. Voi persevera în educația copiilor mei știind că și ei trebuie într-o zi să poarte cununa vieții. Iubiți frate și surori, iubiți prieteni, așa cum stăm, dați-mi voie să citesc un singur verset din Ioan, capitolul 13, cu 1, pagina din Biblie, 144, unde cuvântul Domnului spune astfel. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel. Să știți că ne apropiem și noi de prasnicul Paștelor, deși la noi cea mai importantă sărbătoare este cina Domnului. Am avut-o și în biserica noastră azi dimineață, am citit acest text. Însă, apropiindu-ne de acest praznic, aș vrea să învățăm astăzi cum să mergem până la capăt. Pentru Isus Hristos, capătul nu a, însemnat, a însemnat un concediu, nu a însemnat o relaxare, nu a însemnat o ieșire la mol undeva. E ușor să fie un capăt din acesta. Pentru Isus Hristos, capătul însemna scuipat, jocuri, spini, crucificare și cel mai greu, să mori pentru cei care te ignoră și te tratează astfel că până la urmă nu a murit pentru el. Cerul fără noi, tot la, la, fel de frumos este. Cerul este frumos pentru că Isus este acolo. Noi fără cer nu suntem la fel de frumoși. Iubiții mei, viața noastră de credință ar fi frumos să se termine la botez. Îmi scria cineva un mesaj pe Instagram și o zis, de Cristi, m-am botezat și slăvit să fie Domnul, ziceam, terminat. Vreau să vă spun celor care o să vă botezați și o să vorbiți cu fratele păstore, o să iubiu stănilă, botezul nu m-a început -o. Botezul nu m-a început. De la botez până în ziua când murim, noi participăm într-o cursă de alergare și într-un training extraordinar și scopul este ca să ia Iisus chip în noi. Amin. De aceea spunea Pavel Galatenilor, Galatenilor, simt durerile nașterii și simt ceea ce simte o femeie la matern. Pentru că îmi doresc din toată inima să-L văd în voi pe Isus Hristos. Iubiții mei, viața noastră de credință este presărată uneori cu soare, alteori cu nori, uneori cu munți, alteori cu voi, uneori cu sănătate și nu de puține ori cu boli. Deseori cu încurajări, și uneori totuși cu bajocuri, cu acceptări, dar și cu respingeri, cu bucurii, dar și cu necazuri. De multe ori trăim exact ce trăiește un bob de greu și cei care ați fost la țară și aveți bunici sau părinți care se ocupă cu agricultura, știți ce simte bobul de greu. Spinele stă pe marginea hotarului, pe marginea terenului și se uită la combina care vine să ia greul. Și spune e foarte bucuros că nimeni nu are treabă cu el. Ați observat? Și vine combina și intră în grâu și primul lucru care face combina separă grâul de paie și de spic. Și ia bobul de acolo și îl extrage de acolo. Ei bine, extragerea asta nu se face printr-un movie, nu se face printr, -un, printr -un, prin niște aplauze, ci se face prin niște site care lovesc în continuu la combina și intră greu în hambar și spune, frate, păstor, domnul să fie lăudat, am scăpat, am trecut cu bine și până asta. Numai că Alexandru Groza vine și ne spune într-o cântare, când aproape am fost de mal, am mai venit un val. Un val. Și după ce greul este pus în hambar, la o anumită perioadă, vine cineva, îl bagă din nou în saci. Știu că am făcut asta cu părinții mei și știu ce înseamnă procesul acesta. Și mergeam la moară la Vladimirescu, lângă Arad. Și când crezi că o duci mai bine, atunci mai vine un val. Și dacă greul a fost separat inițial de pai și de spice, mai trebuie să fac o separare. Separarea de eu. Tărâța. Aia care ne-o recomand doctorii pentru colon. Pentru probleme. Aia care nu ne place. Știți? Dați-mi voi să fac o paranteză ca să înțelegem mesajul din această seară. A fost nevoie de câteva zile pentru Dumnezeu să scoată pe evrei din Egipt și a fost nevoie de 40 de ani să scoată Egiptul din evrei. E foarte ușor să spui, frate, pastor, am scăpat de fumat, am scăpat de băutură și gata, mă căsătoresc și am și o nevastă mea. Asta e foarte simplu. Numai că îți trebuie vreo 40 de ani să scape de bârfă, invidie, nervi. E Îți trebuie. Și acolo la moară mai există, se face o separare. Făina merge într-o parte, tărâța în altă parte. Și acum mergi și zice, măi, făină. Dar vreau să vă întreb, poți să mânci făină? Nu ai cum să mânci făină. Și iară câteva zile, câteva săptămâni e bine și după aceea se mai întâmplă ceva. Vine ea și se duce la brutărie. Și acolo există ceva care se numește malaxor și te amestecă cu apă, cu drojdie și te lovește în toate părțile. Și bucătăresele știți ce mai faceți dumneavoastră, luați aluatul și dați cu el de masă. De parcă va fi făcut ceva. Dar el nu vă a făcut nimica. Numai că nu există cozonac fără dat de cu el de masă. Și mă amintesc pe bunica mea, care n-avea mălaxor acasă, că nu-și permitea la țară în Bihor, și frământa, frământa câte o oră, o oră jumate pâinea și crezi că ai scăpat. Deci, mă, gata, s-a luat, s-a scăpat, e bine, e fain, am 20 de ani de pocăință deja, dar tot mai este ceva de făcut. Și acum urmează ce e mai greu. Ce? Cuptorul. E așa de ușor să fii în hambar, să fii greu și să dai sfatul ăla care e în cuptor, care a trecut înaintea de acum mult. E ușor. E ușor să te uiți la un om care are cancer și tu ești sănătos și să dai sfaturi sau la cineva care și-a copilul și copiii tăi se îmbrață letal. Vreau să vă spun astăzi cu multă seriozitate. Cristi, Voariu și dumneavoastră nu, vor ajunge, nu va ajunge niciunul dintre noi în cer fără să trecem prin toate etapele acestea. Și n-am întrebat dacă sunteți de acord. Pentru că sunt legi nescrise ale lui Dumnezeu și Ioan 15 cu 2 spune astfel pe orice mlădiță care aduce roadă el ce face? Eu m-aș bucura să-i cumpere o Tesla, vă spun sincer. Dar nu e așa. Se mai facă, mai facă un cadou o casă sau să mai o mărire de salari pe orice mlădiță care aduce rodo și nu-i suficient ca ai născut prunci. Am acasă un copil pe nume Matias, un an și trei luni are și de multe ori și eu și soția dormim pe rând cu el, ca să nu fim doi supărați a doua zi, mai bine numai unul, ne trezește de 10-15 ori pe noapte. A doua zi, dacă vrei să-i spui ceva, să stea la masă liniștit sau să orice îl corecteze, spune un singur cuvânt. Aci! Puneți voi tău și știți ce este. Să vezi ce fain te simți după ce, după ce o noapte întreagă te-a făcut praf să spună taci a doua zi. Acum că o face la un an jumătate, înțelegi. Când îți spune etaj la 16 ani, vă spun eu că doare. 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 Și pentru unii cuptorul înseamnă asta. Pentru alții cuptorul înseamnă un bărbat care e la jocuri de noroc, care e în imoralitate. Pentru alții cuptorul înseamnă ce vreți voi, puneți voi. Nu știu ce cuptoare aveți și prin ce treceți. Însă vreau să vorbesc în această seară despre un cuvânt pe nume Perseverență. Perseverență. Și titlul prebicii este valoarea perseverenței, valoarea perseverenței în viața creștinului. Iubiții mei, ce este perseverența? Perseverența este abilitatea unei persoane de a urmări în mod constant un obiectiv stabilit, chiar dacă întâlnește obstacole sau eșecuri pe parcurs, pe parcurs. O altă definiție spune, perseverența este o virtute puternică care ne poate da credința să mergem mai departe, chiar și atunci când ar fi mai ușor să renunțăm. Și mă întorc un pic în spate, pentru că vreau să. Poate vă întrebați, dar n-am găsit cuvântul perseverență în Biblie? Nu l-am găsit. O să-l găsiți dacă folosiți noua traducere românească, NTR, sau veți folosi anumite traducere în limba engleză, veți găsi acest cuvânt. De multe ori, Dumitru Cornulescu traduce perseverență prin răbdare. Însă vreau să subliniez astăzi că sunt anumite texte în Sfânta Scriptură unde cuvântul perseverență este mult mai bine scos în evidență decât răbdare. Care este diferența dintre răbdare și perseverență? Răbdarea este o așteptare pasivă ca evenimentul greu din viața mea să treacă de la sine. Și Iisus Hristos aici, în acest text, putea să zică, nu mă duc acum să mă fiu crucificat. Acum când Iuda o să mă vândă după ce îl spăl pe picioare, asta spuneam azi din la noi, spălat pe picioare și murdar în inimă. Putea să zică Iisus Hristos, o să aștept până ce o să se invite pistoalele. O să se inventeze pistoalele ca să fie o moarte mai ușoară. Undeva la 30.000 de oameni crucificau romanii pe an. Și nu o să stau acolo ore întrește pe cruce să-mi dau Duhul pentru oamenii ăștia. Nu, aștept să-mi un glonț în cap și o să fie mai ușor. Asta însemna răbdare. Însă Iisus Hristos nu a avut doar răbdare. Să treacă evenimentul, să se schimbe generațiile. Mai stăm 20 de ani, poate caiafa se schimbă, o să fie un preot mai blând acolo. În loc de răbdare spune Biblia că Iisus a perseverat și a iubit ucenicii. Și ne-a iubit pe toți până la capăt. Slăviți să fie numele lor. Asta e diferența. Perseverență înseamnă <coughs> să continui ceea ce am început, indiferent de obstacolele pe care le întâlnesc în cale. Și dau un exemplu ca să fiu mai bine înțeles. Un alpinist care are țelul de a cuceri un munte și se întâlnește cu vreme rea. Dacă un om răbdător, se bagă în cort și stă pe telefon până trece vremea rea. Însă s-ar putea, dacă mergi pe Everest, să aștept vreo trei ani pentru vreme bună, în cort. De aceea alpinistul înțeles ceva, trebuie să ne pregătim în viață și pentru vreme bună și pentru vreme rea. Și pentru urcușuri și pentru coborâșuri. Și atunci alpinistul care e perseverent, continuă să urce, în ciuda vremii nefavorabile, se luptă cu sine însuși, chiar dacă n-are chef. Chiar dacă afară ninge, chiar dacă afară e furtună și continuă să urce. În prima parte a mesajului vreau să ne uităm, iubiții mei, de ce este obligatorie perseverența în viața creștinului. De ce nu e opțională? De ce e obligatorie perseverența? 1. Perseverența este obligatorie în viața creștinului pentru că îl disciplinează pe creștin. Îl disciplinează pe creștin. Unii au impresia că și în cer o să facă ce vor, ce fac aici, ce vor ei, știți? Am întâlnit oameni de nu se să fac membri nici la poarta cerului, nici la el, la nicio biserică nu o să fac membri, că ei vor să facă ce vor ei. Dar să vezi aici când au nevoie de o binecuvântare în familie sau când au nevoie să le faci la nuntă. Te dau păstăca, vin ei, fac cumva să... Să știți că în cer nu facem ce vrem noi și Dumnezeu ne antrenează aici ca în cer să facem ce vrea El. Și procesul acesta se numește disciplină. Și în Iacov 1 cu 2 Biblia spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercare. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare sau perseverență în acest context. Dar răbdarea trebuie să-și facă de săvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți. Noi nu suntem încă desăvârșiți. Noi mergem spre desăvârșire. Noi n-am ajuns încă pe Everest, la 8.000 și ceva. Dar noi mergem într-acolo, vorbind din punct de vedere spiritual. Și în acest drum al nostru vom întâlni în cale tot felul de piedici. Dar piedile, piedicile acestea ne vor motiva să le depășim. Și noi, caracterul se va transforma tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla dacă renunți și spui în scot foaia membrală și nu mai vin la biserică. Nu mai fac. Dacă asta e pocăință, dacă asta înseamnă uh, disciplină, eu nu vreau. Iubiții mei, fratele Otniel știu are o cântare pe care și dumneavoastră o cunoașteți, care spune eroi slavei, vin acum acasă. În 2003 a compus această cântare și vreau să subliniez un aspect foarte important. Eroii nu se nasc, eroi se formează. Eroii nu se nasc, eroii se formează. A fost întrebat Michelangelo, cum l a ascultat pe David? te a uitat la o piatră, noi vedem un bolovan în orice piatră și tu vezi un David. Cum l a ascultat pe David? Și Michelangelo a zis, am dat la o parte tot ce nu a fost David. Asta e viața de creștin, de pocăință adevărată. În fiecare zi Dumnezeu dă la o parte din noi tot ce nu e Iisus Hristos. Și e adevărat că asta doare, că atunci când ia de și lovește, doare. Și atunci când lovește și de la o parte, lucrul acela, ai două variante, să renunți sau să perseverezi. Venind pe dumneavoastră, mi-am amintit că am ascultat un interviu foarte puternic, care are 37 de milioane de vizualizări pe YouTube, a unui general din armata americană. Cu siguranță, mulți dintre voi cunoașteți la cine mă refer, Mike Raven. Omul acesta a făcut parte din Navy SEAL trupele de operațiuni speciale ale Statelor Unite, cel mai înfiorător training din toate armatele lumii. Să ascultați cum este trainingul la ei și comparați-l cu trainingul nostru și poate nu o să vă mai pară așa greu să mergi spre cer. Primele 8 săptămâni sunt săptămâni de test, teste foarte grele. A noua săptămână de antrenament este denumită săptămâna infernală. Șase zile fără somn, cu hărțuire fizică și mentală continuă și o zi specială. Și acum când am spus special, poate unii v-ați gândit la cake, v-ați gândit la prăjituri, la candies. Nu. O zi specială în armată, la Navy Seal, înseamnă o zi în întinderile cu noroi, unde apa murdară se scurge și formează o zonă măștinoasă, unde noroiul te înghite. În miercurea din săptămâna infernală, Vei văzli prin noroi încercând ca în următoarele 15 ore să supraviețuiești frigului, vântului și presiunii instructorului care îți spune să renunți. Când soarele a început să apună în acea seară de miercuri, clasa mea de antrenament care a comis o încălcare gravă a regulilor a primit ordin să intre în noroi. Noroiul a înghițit fiecare om până când nu se mai vedea nimic în afara capetelor noastre. Instructorul ne-a spus că putem ieși din noroi dacă doar cinci bărbați renunță. Doar cinci oameni și putem scăpa de fric și de noroi. Privind în jurul bărții, era evident că unii studenți erau pe cale să renunțe. Mai erau puțin peste opt ore până la răsărit, opt ore de fric pătrunzător. Clănțănitul dinților și gemetele de tremurat erau atât de puternice încât era greu să mai auze altceva. Apoi o voce a început să răsune în noapte, o voce care a început să cânte. Cântecul era total fals, dar era cântat cu mare entuziasm. O voce s-a transformat în două și două au devenit trei și în curând toți cei din clasă cântam. Instructorul ne-a amenințat că vom sta și mai mult timp în noroi dacă continuăm să cântăm, dar cântecul a continuat și cumva noroiul părea un pic mai cald și vântul un pic mai blând și răsăritul soarelui nu atât de departe. Dacă am învățat ceva în călătoria mea prin lume, spunea generalul acesta, este puterea pe care o are perseverența. Eu vreau să vă întreb dacă armata americană trece soldații ei prin așa training ca să devină eroi. Credeți că Dumnezeu ne va scuti de trainingul lui ca să devenim eroi ai cerului? Iubiții mei, spunea Isus Hristos, atunci când cineva se hotărăște să vină după mine, să-și ia crucea, când? joi și duminică. Nu, în fiecare zi și să mă urmeze. Să ia crucea. Și să perseverez și să o duci până la capăt. Doamne ajută-ne să devenim creștini disciplinați. Doi, de ce mai e nevoie de perseverență în viața de credință? Pentru că îl ajută pe creștini, iubiții mei, să-și atingă scopurile. Filipen 3 cu 13 spune Pavel, vorbind despre scopul vieții sale, Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre, spre țintă, pentru premiul chemării cerește lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel era conștient, singurul mod în care poți ating ținta aceea este să perseverezi. Să merg înainte Pentru că alergătorii care se uită în spate Și nu la țintă se vor împiedica Vor pierde din viteza de alergare Și își vor compromite premieria Dați-mi voi să subliniez în această seară La poarta cerului faptul că viața de credință Nu este un sprint Ci este un maraton Foarte mulți credincioși pot să facă curse de viteză pe termen scurt. Puțin sunt maratoniști din bisericile noastre care pot să facă efort imens pe termen lung. Sprinterii, iubiții mei, nu au nevoie de perseverență foarte mare pentru că nici n-au început bine cursa și în 10 secunde au terminat 100 de metri sau 11 secunde. Avem foarte mulți sprinteri în biserică. Nu știu dacă sunt și aici, Platimișoara. Dacă nu vă mai dăm noi câțiva. Avem mulți sprinteri în biserică. Vin trei zile la evangelizare, apoi nu mai vezi. Ce frate băstor, anul viitor să mă anunțați când mai faceți evangelizare, ce mai vin și eu. Sunt gata să citească Biblia începând cu Genesa. Când au ajuns la Exod, s-au împotmolit. Se botează și apoi se lasă de biserică. Un copil, de exemplu, iubiții mei, care e sprinter la școală, ia un 10 și apoi nu mai învață. Un copil care e maratonist la școală, depune un efort imens nu doar să iau un 10, să aibă media 10 Și asta e diferența colosală Un tânăr, de exemplu, care este sprinter în Timișoara Se angajează și după o lună Cum avem și noi câțiva la noi la Deva Nu mai merge că e prea greu la servici Îmi spunea o mamă Frate să ne descurcăm foarte greu A zis, din ce cauze? Soțul tău nu muncește Și-o zis, bă, da, muncește În ultimii trei ani schimbat 20 de locuri de muncă E foarte harnic, zice Un bărbat deosebit nu știu cine mi l-a dat în halul ăsta, zice. O zis, mere trei săptămâni și apoi îi se pare că cineva are ceva cu el. Șeful are ceva cu el. Ăia l -a -s nu sunt buni colegii. E prea greu la servici. Salariul e prea mic. Ăștia sprintări. Să vă păzească Dumnezeu de sprintări în viață. Ăștia fac botezul repede, să se pentru căsătorie. După aceea îi caos cu binoclul, nu mai găsești. Nu mai este. Ei sunt gata să facă un efort, dar pe termen scurt. Pe termen scurt. Se pregătesc pentru o seară specială. Și să te păzească Dumnezeu să nu-L folosești în seara aia specială. Dacă când e vorba de repetiție, un an de zile la cor în fiecare săptămână, ia al de unde noi. Iubiții mei, un tânăr care e maratonist, se angajează, începe de jos și prin seriozitate maximă și perseverență crește și ajunge și el undeva în viață. Ți-ai fixat, din punct de vedere spiritual, scopul pentru viața asta. Ai trecut de la sprint la maraton. Trebuie să ai un scop în viață. Trebuie să ai un scop în viață. Trei. De ce e nevoie de perseverență în viața de creștin? Pentru că îl ajută pe creștin să fie o mărturie bună pentru ceilalți. Eu am o întrebare pentru voi astăzi. Vrea cineva la mormântarea lui să zică oamenii. Mă zice, vezi că scrie o minciună pe cruce. Au fost robul Domnului, dar el a fost robul minciunii, mă zice. Fați păstor, zice, schimbați crucea, dați i alta. Că eu îl cunosc. Că pe multe cruci scrie că a fost robul Domnului. El a fost robul Bergambir. A fost robul telefonului. A fost robul pornografiei. Nu a fost robul Domnului. Nu a fost unul cu unul. Pavel, rob și apostol. Cred că fiecare care suntem azi prezenți aici ne dorim să fim o mărturie bună pentru alții. Amin? Și prima dată trebuie să fie o mărturie bună pentru partenerul nostru din casă. Să știți că soția mă cunoaște cel mai bine, nu dumneavoastră. Și dacă soția nu poate spune despre mine sau despre tine că ești pocăit, poate să zic o țară întreagă că ești pocăit, că ea nu te cunosc. Copiii trebuie să te cunoască mai întâi. Cei din casă, când Iisus le liberează pe îndrăcitul din Gadara, îi spune, du-te la ei că a rămas fata ta la școală cu imaginea asta. Tatăl meu nu vine la ședințe, că e în cimitir. E robit. E robit de păcănele, e robit de pariuri sportive, e robit de poker pe bani, e robit de minciună. Du-te, zice, du e robit de droguri. Du-te la ei tăi acasă, au zis Dumnezeu, prin Iisus Hristos, către omul acela care a fost eliberat. Du-te că copiii tăi au nevoie de un tată, care să le fie un exemplu personal și numele copiii, nu? Sunt copii ale noastre până la urmă. Ca așchea nu sare departe de trunchi. Spune Pavel în Filipeni 3 cu 17, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. În noi. Spune Pavel în 2 Timotei 3 cu 10, ultima scrisoare pe care o scrie din Roma și pe care o avem în Noul Testament, tu, Timotee, însă ai urmărit de aproape câteva calități. Învățătura mea, portarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea, răbdare, dragostea mea, perseverența mea, scrie noua traducere românească, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Cu alte cuvinte, Timotee, tu m-ai văzut și la învon, dar m-ai văzut și la masă. Tu m-ai văzut și în misiune, dar m-ai văzut și când am făcut corturi mai văzut peste tot. uite te la calitățile astea, au zis Pavel către Timotei, și încearcă să le ai și tu, și încearcă să te comporți cum m-am comportat eu. În judecător 7 cu 17, Gedeon spune un cuvânt extraordinar și mă macine cuvântul acesta. Pentru că mi-aș dori să pot să spun copiilor mei, celor șapte pe care i-am acasă, mulțumesc Domnul să vă dea și voi, să vă uitați la mine și să faceți cum? Ca mine. Camin. ne a întrebat Lucas, băiatul de șapte ani jumate, zilele trecute, pe mine și pe maică sa, cum a apărut păcatul în lume. Și a zis, dacă Dumnezeu e bun, de ce îl pe diavol? Eu la vârsta lui mă gândeam cum să joc fotbal cu stica de Coca-Cola care o rămas de la musafir. Și el ne întreabă cum a apărut păcatul. Și întrebările astea mă responsabilizează. Că la fiecare mișcare cineva e cu ochii pe mine cineva e cu ochii pe tine. Și nu poți să-i spui, mă, du la biserică, mai că e seara specială. Eu stau să mă uit pe Netflix la un film. Că nu apărut nu știu ce episod. Nu, că copiii fac ce? Fac părințe, nu ce spun părinții. Noi lăsăm copil de iubiții mei și au zis Gedeon, uitați-vă la mine și să faceți ca mine. Ați găsit vreo carte la cărturești sau la orice librărie, la libris.ro, oriunde în țara asta despre oameni care nu fac nimic. Nu se scriu cărți despre oamenii care nu fac nimic, se scriu cărți numai despre ea care au făcut ceva. În mintea noastră nu rămân ca exemplu cei care își părăsesc nevasta cu prun și pleacă cu alta, nu? Ci rămân cei care luptă, care își duc familia spre cer, care au un exemplu pozitiv în inimile celor apropiați. Spunea Pavel în 2 Timotei 4 cu 10 despre un băiat care nu a perseverat, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit. Am o întrebare pentru frații pastori. Ați avut aici la binecuvântare un băiat cu numele Dima până acum? Nu ați avut. Nici cu Iuda n-am avut nici în biserica noastră. Deși Iuda un băiat, e un, nume foarte fain, uda să fie Domnul zice. Și aș putea să-mi pun numele Iuda și dacă cineva mă întreabă să zic, dar e fratele Domnului Iisus, nu e la care l-a vândut pe Iisus. Dar nu mă risc cu asta. Nu mă risc că nimeni nu se gândește la ăla care o scris la lui Iuda. De ce? Pentru că ne rămân în memorie. Când, când am stat cu soția să, ne aleg, alegem numele pentru, pentru cei șapte și vă spun că o fost ședință de comitet. O durat. Deci nu așa că am tras la chat GPT. Știți? O durat. Și am spus, hai să punem numele Ale Alexandru. Ce nu că am avut unul în clasă Alexandru, mă prostie, eu făcut. Doamne, ferze, ce? Să pui Alexandru. Da? Bun, zic, hai să punem, nu, nu știu ce să punem, Fineas. Nu zice că Fineas, de ce, pe, pe, pe stradă cu noi, a fost unul Fineas, de ce? Așa în de ce? Vă dau exemplu acum. Vedeți, rămâne în mintea noastră. Noi, noi asociem, mei, numele cu caracterul, fără să, fără să vrem asta, asociem numele cu caracterul. Facem asocierea asta. Haideți să mergem mai departe, să ne uităm care sunt domeniile în care trebuie să perseverăm. Câteva domenii în care trebuie să perseverăm. Și nu o să vorbesc despre cele negative, în neascultare, în răzvrătire, că mă gândesc că am trecut de asta. Și dacă cineva e prezent aici și încă nu a trecut de astea, Dumnezeu să fac o schimbare în inima lui în seara aceasta. Primul domeniu, iubiții mei, în care suntem chemați să perseverăm este în credință. Să știți că în viața noastră, în jobul nostru, în familie, în copii, în tot ce facem în viața asta, totul se vârte în jurul credinței noastre. De exemplu, dacă eu cred că la final, la cimitir e finalul și nu mai este nimic după aceea, atunci nu o să fiu la învăț și nu o să fiu la cor. O să-mi să trăiesc viața la maxim că una am. La maxim cum o consideră lumea la maxim. Însă dacă cred că dincolo de cimitir există o altă viață, viața veșnică, viața intrauterină, viața fizică și viața veșnică, atunci sunt foarte atent, în primul rând, la ceea ce cred și apoi la ceea ce fac. Vreze 10 cu 39, spunea Pavel, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi, care nu mai perseverează, care renunță ca să se piardă, ci suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Credință pentru mântuire. Vedeți ce, ce legată credința de mântuirea sufletului. Păi nu o, să vii la, nu o să vii joi la biserică dacă nu crezi că biserica are legătura cu credința și cu veșnicie. Spunea Spărgem, perseverența ar trebui să fie preocuparea principală a fiecărui creștin. De ce? Pentru că perseverența și credința fermă sunt cheia mântuirii. Pentru fiecare credincios, indiferent de poziția sa în biserică. Probabil că toți de aici ați cu avion. Între avion, iubiții mei, și orice altă formă de transport din lumea asta există un mare contrast. Dați-mi voi să detaliez. Calul, căruța, automobilul, bicicleta, locomotiva, barca cu motor, navele de luptă, toate pot să stea pe loc, fără niciun pericol și chiar mai mult. Toate își pot inversa motoarele sau puterea și pot să meargă înapoi. Ați văzut avion care dă cu spatele? Eu n-am văzut. În aer mă refer. N-am văzut avion care să zic acum piloți, acum vreau să facem o încercare nouă. Ne oprim un pic, ne oprim și dăm cu spatele un pic în aer. Nu. Nu poate merge înapoi. Avionul nu îndrăznește să stea pe loc. Dacă își pierde impulsul și direcția înspre înainte, avionul se prăbușește. Singura siguranță pentru avion este în mișcarea sa înainte și continuă și în sus. Singura direcție sigură pentru creștini este înainte și în sus. Dacă se oprește sau dacă începe să alunge și să meargă înapoi, în acel moment este în pericol. Și a venit apostolul care a scris evrei și a zis, noi nu suntem din aceia care dau înapoi, pentru că noi am pornit într-un zbor, zborul ceresc, și vrem să ajungem cu bine la capă, Doamne ajută-ne la asta. Doi, un al doilea domeniu în care trebuie să perseverăm este Rugăciunea. Dar de ce nu-i suficient în Și de ce? Că și dracii cred, spune Biblia. Să știți că eu am întâlnit, iertați-mă acum, eu sunt așa un om direct, eu am întâlnit românii mai, ră, mai răi ca dracii. Spune-mi, că sunt dragi care cred, eu am întâlnit români care nu cred. O să lăsați-mă cu poveștile astea ale voastre, zece. Dar viața se termină la mormânt. Dragi, știu că uh, viața nu se termină la mormânt. Și Biblia mai spune ceva. Că demonii cred și se. Știți câți români ne-am întâlnit de -o care nu se mai înfioară, la nici o cântare, nici o predică. Stau așa liniștit, că gumă. Dar nu-i suficient nici să crezi, nici să te înfiori. Trebuie să pleci mai departe. Efeseni 6 cu 18 spune Pavel, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cerere. Vechiați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți, Sfinții. Fiți oameni ai credinței, dar fiți oameni ai credinței care au o legătură zilnică cu Dumnezeu. Care se roagă în fiecare seară, care își încep ziua cu rugăciune în fiecare dimineață. Că demonii nu fac asta. Și voi ați intrat într-o relație. Și la fel ca și în căsătorie. Cel mai important lucru într-o căsătorie nu sunt bani. Că dacă eu îi spun la nevastă, uite, îți dau o mie de oră, nu vorbim două luni. O să zic că nu trebuie nimic, hai să vorbim. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. De ce? Că vrem să ne auzim vorbind? Nu! Comunicarea este dovada transparenței. Cu omul cu care te înțelegi, vorbești. Cu ăla cu care nu te înțelegi, mă întrebat cineva, cum te înțelegi cu vecinii? Mă zic eu, cu toți mă înțeleg bine. Dar am unul special, cu cât vorbesc mai rar cu el, cu atât mă înțeleg mai bine. Și sunt și oameni din ăștia. Dar vecinul e una, partenerul e alta. Cu vecinul n-am făcut legământ, cu soția mea am făcut legământ și am nevoie de comunicare zilnică în căsătorie. La fel, cu Isus Hristos, în apa botezului, am făcut legământ și am nevoie de comunicare zilnică. Și prin cuvântul Bibliei, prin cuvântul Bibliei, Dumnezeu vorbește cu mine și eu, prin rugăciune, vorbesc cu Dumnezeu. De aceea e foarte important să perseverez în lucrurile acestea. Să vorbesc cu El în fiecare zi. Roman 12 cu 12. Bucurați-vă în speranță, răbdați în necas, spune, nu traducere românească, perseverați în rugăciune. Perseverați în rugăciune. Cum stai cu rugăciune? Am văzut foarte mulți români care se roagă, foarte mulți tineri se roagă când dau bacalaureat. Doamne, fă să încadă. Acum nu știu ce poate să cadă, că nu prea ai învățat. Că spui, fă să încadă aia, dar oare ai învățat aia? Știți că ăla care învață are o singură rugăciune. Doamne, adu mă ce am învățat. Foarte mulți români se roagă când dau examen auto. Au am primit pe Instagram, cred că peste 100 de mesaje în toți anii aceștia. Frate, păstor, mâine am școala de șofer ce? Steroș. Mă, dacă m-aș ruga pentru fiecare care are, care are școală de șofer, care aș sta pe genunchi 24 în 24. Vedeți? Românul și-a avut aminte de Dumnezeu când e la ananghie, când e la examen, când e la test. Dar vreau să vă pun o întrebare. V-ați bucura soția dumneavoastră să vă răsă că dumneavoastră numai când aveți de plătit factura la NL? Eu m-aș simți că profită de mine. Păi vin numai când îți străbă bani pentru haine la șein, de pe Shein. Sau temul, mă știu ce platforme mai există, că tia inventează așa că ne lasă fără bani în buzunare. Nu Numai atunci Ați aduce aminte că există partener. Așa fac unii cu Dumnezeu. Doamne, vezi că am bacul, vezi că trebuie să mă însor, vezi că trebuie să-mi cumpăr mașină. Asta nu-i căsătorie, iertați-mă, iubiții mei. Asta nu e relație, asta e profit. O relație înseamnă să vorbim și când ai nevoie de bani. Să ne punem inima pe tavă, să mă plec pe genunchi și să-i spun domnule ce simt, cu ce mă confrunt, asta înseamnă relație. Într-o zi, George Mueller a început să se roage pentru cinci dintre prietenii săi. Că mai este o problemă. Sunt și sprinterii care se roagă, știți? Se roagă rapid, fac repede ceva și gata. Doamne, 20 de ani nu te mai deranjez. Dacă îmi rezolv problema asta, nu mai am treabă. Uitați-vă la un om, George Mueller a început să se roage pentru cinci dintre prietenii săi. Avea cinci oameni care nu-l cunoșteau pe Dumnezeu și îi erau foarte apropiați. Și au zis George Müller, vreau să îi aduc în rugăciune pe oamenii aceștia. Vreau să-i văd mântuiți Istoria spune că după multe luni, primul dintre ei s-a întors la Domnul. Zece ani mai târziu, alți doi s-au întors. Avem trei deja. Au durat, au trecut 25 de ani până când al patrulea om a fost salvat. Müller a perseverat în rugăciune până la moartea sa pentru cel de-a cincelea prieten. Iar în acești 52 de ani, de când a început să se roage pentru ei, nu a renunțat niciodată la speranța că îl va accepta pe Hristos și omul acesta. Credința lui a fost răspătită pentru că la scurt timp, după înmormântarea lui Müller, ultimul din cei cinci, s-a pocăit și el. Am o veste bună. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Fac o paranteză. Că o să spuneți, dacă Dumnezeu ascultă, de ce nu m-a ascultat că m-am rugat? Am spus că avem un Dumnezeu care răspunde. N-am spus că avem un Dumnezeu care răspunde când vreau eu. De multe ori am crezut că rugăciunea îl schimbă pe Dumnezeu. Mi-am dat seama târziu în viață că rugăciunea mă schimbă pe mine. Și că între perioada în care mă rog până în perioada în care vine răspunsul, Dumnezeu prelucrează caracterul meu, viața mea, trăirile mele, că atunci când vine răspunsul, El să fie o binecuvântare pentru mine și să pot să-L folosesc prin slava lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne în asta. Perseverență în al treilea rând, în pace și în sfințenie. Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea. Perseverați în lucrurile astea, spune Biblia. Fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Iubiții mei, să facem diferență între ziua botezului care, hai să punem așa în ghilimele, ziua curățirii, ziua spălării, deși H2O nu schimbă pe nimeni. Vreau să vă spun direct, dacă bagi un mincinos în H2, scoți un mincinos uit. Înțelegeți? Înainte de botez trebuie să fie transformarea care se numește nașterea din nou. Ăla momentul spălării. Prin credința în jefa de la calvar, păcatele mele sunt iertate, viața mea este noită. A spăla una, a face curat una. Știți care e problema surorilor din familiile noastre? Nu că nu se face curat, că se face curat. Nu se păstrează curățenia. Și aici e o luptă continuă. Și-o zis Pavel, zice, aveți grijă, voi ați fost pălați, voi ați fost curățiți, dar trebuie să vă duceți Sfințirea asta până la capă. Și cu cât e mai mult de Dumnezeu, vezi că nici vorba aia nu-i bună, nici imaginea aia nu-i bună, nici sentimentul ăla nu-i bun. Doamne, ajută-ne să ne sfințim viața în fiecare zi. Și o mai zis Pavel în Roman 12, cu 18, dacă este cu putință întrucât cât atârnă de voi trăiți în în pace cu câți? Cu toți oamenii. Cât să ne de mine? Poate unul va trebui să pierzi, poate unul va trebui să calci peste tine, dar trăiește în pace. Doctorii spun, și avem și doctori în sală care pot să confirme asta, doctorii spun mai mult de jumătate din bolile pe care le face, vin de la stres, de la psihicul nostru. Mulți nu au făcut diabet de la cremeș. Stați liniștit, de de la Au făcut de la stres. Pe păi când au văzut că ăla și o cumpărat BMW și el tot cu Logan, au fost gata. A fost terminat. Știți că Alzheimerul se instaurează cu 15 ani înainte în corpul nostru? Până când îi descoperi? 15 ani înainte. Bolile, o zici cineva, mă dar eu mă simt bine. du mă și fă analize, că nu contează ce simți tu, contează cum îi. Dar noi românii, dacă nu ne simțim rău, nu ne... Știți? Iubiții mei, să știți că conflictul, ura, necazul, problemele astea. Spune proverbe că de multe ori ne facem necazuri cu vorba noastră. Păi ce-au pus cineva să dai forward la mesajul ăla și -a ajuns nu ajuns no. să nu? Nu. Mai du-te acum și dai un forward sau cum să zice. Nu mai e cum să faci. Ai grijă. Ai grijă în ce te bagi, ai grijă cu cine ești în conflict, ai grijă la lucrurile astea pentru că trebuie să perseverăm în pace și în sfințire. Patru. Unde să mai perseverăm? În slujire. În slujire. 2 Corinteni 11 cu 26. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, când Pavel a zis despre aceste primejdii, s-au referit la obstacolele slujirii. În primejdii din partea celor din neamul meu, păgânilor, în cetăți, în pustie, pe mare, între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Cu alte cuvinte, Pavel spune, Dumnezeu care ne-a chemat să-i slujim, nu să ne creeze totdeauna 23 de grade și auto și încălzire în scaune. Dumnezeu care ne-a chemat să slujim, să-i slujim, ne va crea și astfel de condiții. Iubiți mei, știți de ce Pavel nu a renunțat? Dacă se uita doar la slujire, la ce grea e slujirea, Pavel ar fi renunțat de mult. Dar Pavel a înțeles un lucru, Dumnezeu este cu mine în slujirea aceasta și El mă responsabilizează să fac asta. În tot observa oamenii, au cântat o cântare și au zis cineva ceva, au zis, nu mai cânt în viața mea. Nu mai prorocesc, gata, să a supărat ăla. Iubiții mei, ascultați-mă, prefer să supăr pe oameni, dar să nu supăr pe Domnul. Că să-i mulțumești pe toți, vreau să vă dau o veste bună sau tristă, nici Isus nu a reușit asta. Isus a avut oameni lângă El care nu au fost mulțumiți de El. Crezi că o să reușești tu sau eu? Nu. Contează foarte mult să perseverez în slujirea pe care Dumnezeu mi-o încredințat. În ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Vă citesc din jurnalul lui John Wesley. Tot s-a auzit despre el că a fost un mare predicator, a fost un mare om. Hai să vă întreb cine a auzit lucrurile astea. Duminică 5 mai am predicat în Biserica Sfânta Ana. Mi s-a cerut să nu mai vin niciodată acolo. Duminică seara 5 mai am predicat în biserica Sfântul Ioan. Diacunii mi-au spus ieși afară și stai afară. Duminică dimineața 12 mai am predicat în biserica Sfântul Iuda. Nu mai pot să mă reîntorc nici acolo. Duminică dimineața 19 mai am predicat într-o altă biserică. După predica mea, diaconi au făcut întâlnire de comitet de urgență și mi-au spus că nu mă mai lasă să mai revin acolo niciodată. Duminică seara 19 mai am predicat pe stradă, m-au fugărit de acolo. Duminică dimineața 26 mai am predicat pe o pășune. Au dat în mod voie drumul la un taur în timpul predice și a trebuit să părăsesc pășunea urgent. Duminică dimineața 2 iunie am predicat la marginea unui oraș m-au fugărit și de acolo. În sfârșit, în duminică seara din 2 iunie am predicat pe o pășune din nou. A fost o mare biruință, 10.000 de oameni au venit să asculte predic. Noi am merit direct la 10.000 dacă am putea. Dar nu există drumul. Ăsta. În slujire vei întâlni obstacole, probleme, necazuri, dar să nu uiți, tu trebuie să-L faci mulțumitor pe Cel care te-a chemat la oastă. Cinci, unde mai trebuie să perseverăm? În fapte bune. În fapte bune. Galateni 6 cu 9 spune Biblia să nu obosim în facerea binelui, că și la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Să știți că unii ori și dumneavoastră ca și mine în viață am avut impresia pe, pe unii pe care am ajutat că au profitat de noi. Nu-i așa că am... am avut impresia asta. Mi-a spus cineva, nu-i departe de voi, dar aici au zis, l-am ajutat un timp cu Asociația Miros de Cer și apoi ne-am oprit. Și m-a scris mesaj, când ajung președintele României, îți confis toată verea. Zic, spor la voturi, zic, succes. Nu au zis mulțumesc că m-ați ajutat, apreciez, înțeleg că mai sunt și alte familii pe lângă mine care trebuie ajutate. Nu au zis, când ajung, zice, praf vă fac. Acum am două variante. Din cauza că m-au scris asta mesaj, nu mai ajut pe nimeni. Sau mă duc mai departe și mergeți mai departe și întindem o mână și facem un sandwich într-o familie din Arad. În urmă cu o lună, 66 de surori s-au strâns într-o casă și au făcut 15.000 de sarmale. Și nu a fost nici nuntă, nici banchet, nici chermeză. 15.000 de sarmale pentru orfani, văduve, săraci, bătrâni și familiile alea cu mulți prunși pe care mulți le bajocoresc în loc să le dea niște sarmale. Dați-mi 66 de surori de astea în fiecare oraș din România și eu vă garantez, scris vă dau că într-un an schimbăm țara asta. De ce? Că oamenii nu sunt impresionați de predicile noastre. Oamenii sunt impresionați de faptele noastre. O zis Pavel: Să nu obosim în facerea binului. Am fost la o mormântare zilele trecute la un frate de 92 de ani și am zis cuvintele pe care spărgim le-au zis. M-am speriat la un om de 92 de ani, nu avea loc în biserică. Era În curte în curt erau puse boxe. Un om care a impactat multe vieți. Și am spus la acea mormântare: ce o zis Spurgin, gravează numele nu doar pe marmura de la cimitir, gravează numele și pe inimile celor de lângă ei. Ca în ziua când pleci de aici, să zică pruncii tăi, mamă, a fost un model pentru mine. Să zică vecinii tăi, omul acesta a fost o lumină, nu m-am certat odată cu el, n-am avut cu cine să mă cea, Să zică oamenii din Timișoara, prin el sau prin ea m-am pocăit. Am întâlnit zilele trecute pe cineva care a fost miner. Și m-au zis, fratele care m-a făcut cunoștință cu el, Cristi, știi cum s-a asta? Nici o predică pe YouTube, nimic. În mine cineva i-a predicat Evanghelia. Acolo, sub pământ, la zeci de metri, între cărbuni, fără lumină, a fost cineva care a făcut o faptă bună. A vorbit despre Isus. Acum, vezi ce poți să faci pentru cei de lângă tine. Biblia spune să perseverăm în fapte bune. Apoi, trebuie să perseverăm, iubiții mei, în încercări. În încercări. Iacov 5 cu 11. Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat, spune noua traducere românească. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Nu știu care e încercarea prin care trece astăzi. Nu știu care e valea adâncă prin care trece astăzi. Ce vreau să spun este că înainte să ne ducă Dumnezeu în cer, acolo unde pregătește cerul pentru noi, mai întâi ne duce prin voi și ne pregătește pe noi pentru cer. Și uneori pregătirea înseamnă boală, necaz, o fată de 16 ani care strântește ușa, un băiat care te toacă și tu ai palmile crăpate de la muncă ca și tată. Am întâlnit oameni de ca slujitorii îi întâlnim. Ei nu se plâng pe Facebook, pe Instagram de acolo, într-un colț, într-un birou, să descarcă. Mă spunea o mamă, frate Cristi, am, am băiatul mai mare, nu mai vine la biserică. Și m-am pus lângă camera lui să mă rog într-o zi că la noi, zice, nici nu avem living, -ul. un apartament de 30 și ceva de metri pătrați, nici nu avem, living de fapt, e holul, nu avem living. Și vreo trei camere, bucătărie, n-am unde să mă ascund, frate Cristi. Că oriunde mă duc într-un apartament micuț să mă rog să audie. Dar zice, nu mai pot, zice, când îi văd că nu vor să vină nici la biserică. Și m-am pus într-o zi să mă rog și-a ieșit băiatul mai mare, în timpul rugăciunii, o urla la mine, m-a făcut cu și cu oțe și a zis, oprește-te că nu mă pocăiesc în veci, nu mă mai deranjează, zice, că mă deranjez că te rogi aici lângă camera mea. Și-a venit mama asta și-a plâns și n-am avut ce cuvânt să-i spun. Că atunci când îți unii copii, ți le brațele, când cresc, ți, grea inima. Nu știu care e cazul pe care treci astăzi. Nu știu care e problema. Ce te rog în numele Lui Isus Hristos, continuă să faci ceea ce faci, să te rogi, să postești, să crezi, se va întoarce. E adevărat că puțin se întorc ca și fame etiopian și cred că vorbesc cu unor oameni care cunosc bine Biblia. Famenul etiopian știți cum s-a întors. Așa cum se pocăie ce mai puțin. S-au uitat în jur, și au văzut aur, argint, vilă, tot ce, vrut, tot ce vrut, pământul, tot eu mărs perfect. Și au zis, mă, nu se poate, în spatele la aceste binecuvântări trebuie să fie cineva. No, ăștia sunt cei mai puțini care se pocăiesc așa. Știți cum se pocăiesc cei mai mulți? Ca fiul risipitor. I-am spus mamei aceleia și le mai spun și la alții, până nu termine, până nu ajunge la porci, până nu-și dă seama ce gust are păcatul, nu o să se întoarcă. Dar până atunci tu continui să te rogi. Acum poate cam aici, astăzi în sală, în fața mea, poate cam o tineri care spun, eu ascult o predică, dar nu prea mă interesează pe mine. Și vreau să-mi trăiesc viața. Am un prieten foarte bun, are 22-23 de ani și îmi spunea Cristi când am avut vreo 12-13 ani, deși recitam poezii în biserică, deși slujeam în adunare și am fost dus de mic la biserică, am început să-i fac viața un calvară la părinții mei. Am început să mă duc cu prietenii, cu anturajul, să fac ceea ce fac ceilalți. La 14-15 ani, pentru că tatăl a avut bani și ne-a pus la muncă, utilaje, tot ce am vrut, făceam bani frumoși. Mi-a plăcut munca, au zis, și aveam uneori bani să stric 500 de euro la o masă la restaurant într-o singură seară. Nu mă zice el, n-ai cum să fii fericit când mama plânge din cauza ta, când tata se roagă, când păstorii se roagă, când biserica apostește. Căci eu am văzut aici cum ai spus poezii și acum te vede în altă parte. Și-o zis într-o zi, am căzut cu motoreta, că plăceau figurele, îmi plăceau figurile, îmi plăceau drifturile și pe un drum proaspăt asfaltat m-am dus cu spatele și-am ras drumul ăla. Și pe spatele meu a rămas numai bitul. Și au zis, m -au băgat doctorii în spital cu spirt și cu pere, eu dat jos de pe mine. O zis, am urlat până mi s-a făcut gâtul verde. I-am scris mesajele trecute să-l întrebe încă o dată câte operații are ca să nu greșesc. Dacă mi-am bine, mi-au zis, am șapte operații la picior, trei la mână și vreo 16 sau 18 șuruburi pe care le porc cu mine toată viața. O să zic, nu mă trebuie pocăință de bunăvoie, am pocăință în șuruburi. Nu mai pleacă de la mine, zice. Dar de atunci, zice, sunt biserică. Sunt biserică, îl iubesc pe Domnul și în fiecare seară. Nu mai am treabă cu ce face lumea, ori la o rugăciune, ori la o repetiție, ori zi la un azil, ori la orfani, că avem ce face. Am spus asta și pentru cei care nu vor nici cum și spun, lasă că mă lasă Domnul în pace, dacă să rag o mamă pentru tine nu scape, ascultă-mă ce spun. Dacă să roagă un tată pentru tine, păi a o la ăla mișcă inima lui Dumnezeu. Că spune Biblia că înstrigă strigă un nenorocit. Dumnezeu? Dar nu o să scape. Ascultă-mă, nu o să scape. Întrebați-i pe ea care măr la penitenciare. Câți dă în familie de-a noastră acolo? Să vă speriați. Să vă speriați. Nu știu care e încercarea prin care trece astăzi. Continuă să perseverez și în ultimul rând, unde eu să mai perseverez? În prigoană. În prigoană. Pavel Cesira era în închisoare din Filip și istoria spune că era o închisoare supraaglomerată cu celule mici și spațiu limitat. Mirosuri îngrozitoare, lipsă de igienă, lipsă de aer proaspăt. Întuneric cu mezeală și frig. Prizonierii aflați în custodia romanilor erau puși cu picioarele în butuci sau cel puțin legați cu lanțuri nu se puteau mișca, aveau un disconfort fizic infernal. Pavel și Sila, la fel ca alți prizonieri, fusese răbătuți cu puțin timp înainte de a fi, le -a fi legate picioarele în butuci. Probabil că vânătăile și rănile le provocau dureri îngrozitoare. Pe lângă asta, șanse mari să fi fost înfometați și înțetați. Puteau să stea răbdători, să treacă și noaptea asta și după aceea mai vedem dacă mai predicăm sau nu. O să fim mai atenți unde mai în misiune, După ce? Ce au făcut în schimb? Uitați aici ce perseverență. Fapte 16 cu 25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cu cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși ce făceau? Îi ascultau. Îi ascultau. Iubiții mei, Subliniez ceva important în această seară. Așa momente sunt în viața noastră încât n-ai cum să schimbi condițiile de lângă tine. Din tot ce v-am enumerat și nu mai numără, încă o dată, Pavel și Sela nu puteau schimba nimic. Nici aia curat, nici dispoziția temnicerului, nici vânătăile. Ascultă-mă ce spun astăzi. Când nu poți să schimbi lucrurile din jur, singurul loc de unde poate veni să-ți vină speranță și încurajare este din Duhul Sfânt care este în tine. Și-a început să cânte. Și-a început să laude pe Dumnezeu. Și atmosfera s-a schimbat. Să știți că în viața de credință există și prigoană. Ca unii care facem o lucrare pe internet, în mediul online, știu ce înseamnă bajocura. Nu cred că există 5 minute să nu-mi primesc un comentariu în care ați făcut. Cred că toate animalele de la zoo le-am lor folosit pentru mine deja. Dar nu singurul, că sunt și alții slujitori care s a făcut -o și coție. Că toți oamenii îi iubesc, știți cât timp? Cât timp spui adevărul? Știți că nu te mai iubesc când le spui lor adevărul. Toți oamenii spun, îmi place că sunteți oameni sinceri, până când e sincer cu ei și îl întreb, marți unde ai fost, că am avut rugăciune. Gata ești. Gata. Iubiții mei, și de ce nu se pocăiesc cu mulți oameni? Că nu vor să îndure prigoana, bajocora pentru Domnul. Te încurajez astăzi să spun un lucru. Dacă pe Iisus l-au bajocorit și pe tine te vor bajocori. Dar vine o zi când nu oamenii vor avea ultimul cuvânt, ci Iisus un frate din Bucovina uh, o mers la prezbiterul bisericii care era și prorocul, omalei al Dumnezeu, o da pace cu el. Era în vremea comunistă încă. Și-o zis, frate prezbiter, zice, când vine ăștia să vă lege, eu sunt primul care mă duc cu dumitale la închisoare. Și prezbiterul să uita la el și-o zis, mai întâi vin o la rugăciune. Vin o mază la rugăciune. Apoi mai vorbim, zice. Mai întâi, hai la lucrurile astea simple. Înainte să vorbim de prigoană, hai să vorbim de modestie, de blândețe, hai să vorbim de rugăciune, de post, hai să vorbim de o Biblie dusă cu noi la adunare sau citită acasă. Iubiții mei, Biblia ne amintește în 2 Timotei 3 cu 12, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoneți. Prigoneți. Închei spunându-vă două gânduri, două concluzii. Dumnezeu cunoaște perseverența noastră. Apocalipsa 2 cu 2. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. O altă traducere, perseverența ta. Și continuă Biblia în versetul 3. Știu că ai răbdare, perseverența aici, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Apoi un alt gând de încheiere. Dumnezeu nu doar că cunoaște perseverența noastră, Dumnezeu răsplătește perseverența noastră. Evrei 10 cu 36, căci aveți nevoie de răbdare. Traducerea în engleză spune, trebuie să perseverați, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Iacov 1 cu 12. Fericit de cel ce rab de ispit. Și am afișat acest verset la final să-l avem în minte că și după ce a fost găsit bun, va primi cu vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Iubiți tineri, iubiți studenți, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, nu suntem la biserică în această seară pentru un permis auto, pentru o diplomă la facultate, nici măcar pentru un interviu de angajare la o firmă. Suntem în această seară aici la biserică pentru a ne pregăti pentru cununa vieții. De aceea dați-mi voi în încheiere să vă întreb, n-ați dori să tratăm cu cea mai mare seriozitate cel mai important lucru din viața noastră și anume cu vieții? Iertați-mă, dar nu pot să stau duminică dimineața în pat, sănătos fiind, știind că e vorba de conuna vieții și alți frați de mei la părtășie. Iertați-mă, dar nu pot să lipsesc în timpul săptămânii de la rugăciune, decât dacă-s bolnav, sunt la lucru, schimb budoi, sau sunt la facultate, știind că e vorba de cununa vieții. Voi persevera în familie și nu voi călca jurământul pe care l-am făcut știind că e vorba de cununa vieții. Voi persevera în educația copiilor mei știind că și ei trebuie într-o zi să poarte cununa vieții. Și aș vrea să fiu omul care să pună o sămânță pentru acea cunună. Și nu, în ultimul rând, îmi voi îndeplini cu responsabilitate și cu modestie și cu smerenie slujirea la care am fost chemat și la care ai fost chemat. Știind că într-o zi ne vom întâlni cu acea cunună a vieții. Vă doresc din toată inima un drum nu ușor, că nu există drum ușor pe Everest. Și apropo, dacă mergi pe Everest cu elicopterul nu se pune. Numai dacă merg pe jos se pune. Vă doresc un drum bun spre cer. Și oricând o să fi, aveți probleme, necazuri, încercări, tristeți, oricând nu o să aveți chef să veniți la închinare, nu știu ce veți întâmpina în viața asta, doresc din toată inima să nu vă lăsați. Aș vrea să mă închei cu bine slujirea și cred că și voi vreți la fel. Că Biblia în Apocalipsă are o grămadă de promisiuni și nu le mai citim pentru oamenii care biruiesc. Nu doar pentru aia care se botează, nu doar pentru aia care predică sau cântă aici, ci pentru aia care biruiesc. Și mai sunt păcate de biruit, și mai sunt orfani de ajutat, și mai sunt săraci de întins o mână, și mai sunt slujbe la care te poți implica. Și dacă o să auzi o vorbă și cineva nu o să-ți dea like, nu renunță. Aș vrea să-mi dea cerul like într-o zi, și aș vrea să-ți dea cerul like. În acest sens, iubiții mei, vreau să facem o rugăciune. Hai să ne ridicăm în picioare. Haideți să stăm înaintea Domnului cu acest gând al perseverenței, al nerenunțării, al continuării trainingului la care am pornit al disciplinării noastre ca să ia Iisus chip în noi și într-o zi, să ne întâlnim cu El. În acest sens ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amen.